Salutare, prieteni! Documente incendiare desecretizate, Ceaușescu suferea de o boală gravă și o gazetă americană, Washington Post, în 25 august 1985, spunea că Ceaușescu este pe moarte. Acum știm că există vorba mințea ca o gazetă americană. Vă voi prezenta în acest episod aceste informații. Cred că de aici vine și expresia minți ca o gazetă americană, pentru că Washington Post spunea că Nicolae Ceaușescu nu va mai apuca primăvara lui 1986. Salutare, prieteni, bun găsit la un nou episod. De ce boală suferea Ceaușescu? Se știa că suferă de diabet, dar suferea și de o altă boală pe care au dezvăluit-o agenții secreți de la CIA. Informația privind această boală a lui Nicolae Ceaușescu apare în documente desecretizate ale CIA, Agenția Centrală de Informații a SUA. Nicolae Ceaușescu a murit la vârsta de 71 de ani, în 25 decembrie 1989, după ce a fost executat la Târgoviște. În ultimii ani ai vieții, cel care a condus România comunistă timp de 24 de ani s-a confruntat cu o boală gravă. Într-o pagină din cele 6 ale unui raport transmis în 22 iulie 1985 directorului CIA, agentul George Colt, unul dintre responsabilii Agenției Americane de Spionaj pentru Europa, vorbea despre boala lui Nicolae Ceaușescu și implicațiile pe care le-ar avea acest fapt asupra Republicii Socialiste România. Citând surse apropiate de încredere de la București, spionul american afirma că Nicolae Ceaușescu ar putea fi supus curând unei intervenții chirurgicale din cauza unui cancer la prostată. Iată ce spunea, perioada este una riscantă din cauza că România trece prin mari probleme economice și financiare înainte de iarna anului 1985, care se anunță deosebit de aprigă, preciza în continuare George Colt. Boala lui Ceaușescu ar fi creat lupte de putere. În cazul în care Nicolae Ceaușescu ar fi fost operat, perioada acestuia de convalescență ar fi fost îndelungată, deoarece ar fi avut mai multe probleme de sănătate. Astfel ar fi apărut o luptă pentru succesiune în care soția sa Elena și fiul său Nicu și-ar fi măsurat forțele cu restul oamenilor din cadrul echipei de conducere. În continuare, George Colt informa că în cadrul grupului nu există o persoană dominantă, deoarece Nicolae Ceaușescu nu și-a desemnat succesorul. Cred însă în posibilitatea ca toți ceilalți lideri comuniști să se unească în încercarea de a-i da jos de la conducere pe Elena și pe Nicu, mai nota spionul american. Acesta, George Colt, care în anul următor avea să devină directorul Biroului de Analiză Europeană în cadrul CIA, vorbea în raport și despre iernile grele din ultimii ani din România, care ar fi afectat estimările privind recoltele și producția industrială necesară pentru export. Acest lucru i-ar fi făcut pe sovietici să-și sporească influența asupra regimului de la București. Totodată, potrivit lui Colt, noul lider al URSS, Mihail Gorbaciov, instalat la putere în 11 martie 1985, s-ar fi confruntat cu prima sa criză din blocul comunism, dacă Ceaușescu e grav bolnav și începe o luptă pentru succesiune. Era Ceaușescu pe moarte? Despre potențialul cancer la prostata lui Nicolae Ceaușescu nu se știa nimic la București și nici nu există mărturii istorice în acest sens, cu excepția raportului agentului CIA. În 25 august 1985, în Washington Post, apărea un articol despre România și liderul comunist care făcea referire la mai multe documente secrete ale CIA și în care se preciza că informările secrete trimise președintelui Ronald Reagan de către reprezentanții agenției indicau faptul că Nicolae Ceaușescu este pe moarte din cauza unui cancer la prostată și că nu mai prinde primăvara lui 1986. Denumindu-l bătrânul lider comunist care a lăsat-o mai moale, autorii articolului din Washington Post afirmau pe baza fotografiilor apărute în ziarele românești că Nicolae Ceaușescu a slăbit și pare foarte obosit, semn că starea lui de sănătate se deteriorează. În contextul în care ar fi lipsit de la o serie de întâlniri importante, Elena Ceaușescu era cea care conducea guvernul, se mai arăta în articolul publicației americane. Nicolae Ceaușescu
avea să moară însă 4 ani mai târziu, în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din România. Așa cum bine știm, a fost executat împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, la Târgoviște, în unitatea militară.